Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Apă din stâncă. Textul de memorat îl găsim în Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Prin faptul că avea mare grijă de ei și le arăta că îi iubea, Dumnezeu îi ajuta pe israeliți să învețe să se încreadă în el. Îi eliberase din mâna cruzilor egipteni, făcuse ca apa amară de la Mara să fie bună de băut, le dăduse mană să mănânce în fiecare zi și îi conducea printr-un stâlp de nor. După toate acestea minuni, crezi că învățaseră ei în sfârșit să se încreadă în Dumnezeu? După aceea, stâlpul de nor i-a condus spre un loc numit Refitim. Ce au făcut ei când nu au găsit apă acolo? Au început să se certe și să strice la Moise. Poporul nu învățase încă să se roage și să aibă încredere în Dumnezeu. Oamenii s-au supărat foarte tare și au pretins că Moise să le dea apă de băut. L-au acuzat pe Moise că el voia să-i facă să moară de sete pe el, pe copiilor și pe animalele lor. Poporul uita că nu Moise, ci Dumnezeu îl conducea și îi dădea cele necesare. Într-un final, israeliții s-au enervat atât de tare încât erau gata să-l omoare pe Moise. Moise învățase să fie răbdător. În loc să se înfurie, el s-a rugat și l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă. Ce i-a spus Moise lui Dumnezeu? Haideți să citim versetul 4 din Exod, capitolul 17. Moise a strigat către Domnul și a zis: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Moise a rostit o rugăciune foarte simplă, nu-i așa? I-a spus lui Dumnezeu problema lui și l-a întrebat ce să facă. Exact așa ar trebui să facem și noi, ori de câte ori nu știm cum să procedăm. Moise avea probleme și avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu imediat. Israeliții erau supărați pentru că nu aveau apă și voia să-l omoare pe Moise. Uitaseră că Dumnezeu le promisese că va avea grijă de ei. Dar Moise și-a adus aminte de Dumnezeu și le-a întrebat ce să facă. Dumnezeu a răspuns imediat rugăciunii lui Moise. I-a spus să meargă împreună cu conducătorii israeliților la o anumită stâncă de la Horeb. Ce a spus Dumnezeu lui Moise să ia cu el? Haideți să continuăm cu versetul 5. Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiacul cu care ai lovit râul și pornește. Dumnezeu i-a spus să lovească stânca cu toiagul lui. Ce a spus el că se va întâmpla? Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a ascultat. Luând toiagul în mână, i-a chemat pe conducătorii poporului și când a lovit stânca cu toiagul, apa a țâșnit din ea ca un râu. S-a revărsat peste tot. Acum era apă din belșug pentru ca oamenii și animalele să bea. Îți poți imagina cât de surprinși au fost oamenii când se uitau la râul acela de apă, limpede și rece, ieșind dintr-o stâncă? Tăiacul lui Moise a făcut ca apa să iasă din stâncă? Sau a fost puterea lui Dumnezeu? Ce lecție importantă putem învăța noi din această povestire? Ce ar trebui să faci data viitoare când vei fi ispitit să te înfurii sau să te plângi? Dumnezeu tocmai înfăptuise o altă minune. Făcuse ca apa să țâșnească dintr-o stâncă. Moise a numit locul acela Masa și Meriba, pentru că poporul se îndoise de Dumnezeu. Ce întrebaseră israeliții? Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Aveau ei vreun motiv să pună întrebarea aceea? Deoarece s-au îndoit de grija lui, Dumnezeu a îngăduit să vină necazurile. Dintr-o dată, niște soldați numiți amaleciți i-au atacat pe oamenii obosiți și slăbiți care mergeau încet în spatele mulțimii. Amaleciții îl urau pe Dumnezeu și pe poporul lui. Lor le plăcea războiul și voia să lupte. Dar Moise știa că majoritatea israeliților nu erau pregătiți să lupte, așa că i-a cerut lui Iosua să aleagă câțiva bărbați puternici din fiecare seminție ca să fie soldați. Dimineața, Iosua și soldații lui
l-au atacat pe dușmani. Moise, Aron și Hur au stat pe un mic deal ca să privească și să ceară ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Când se ruga, Moise își ținea mâinile ridicate spre cer, având toiacul în mâna dreaptă. Ori de câte ori Moise își ținea brațele ridicate, Iosua și oamenii lui începeau să câștige, dar când Moise își lăsa brațele jos, câștiga dușmanul. Curând brațele lui Moise au obosit, așa că Aron și Hur le-au ajutat aducându-i o piatră ca să stea jos. Apoi Aron ținea ridicat un braț de-a lui Moise, iar Hur pe celălalt. Ce ajutoare bune au fost ei! Toată ziua, Aron și Hur ținuseră brațele lui Moise, în timp ce Iosua și soldații luptau împotriva amaleciților, celor nelegiuiți. Până la apusul soarelui, Dumnezeu i-a ajutat pe Iosua și pe soldații lui să câștige, deoarece au colaborat toți și au dovedit că s-au încrezut în Dumnezeu, el le-a dat israeliților victoria și amaleciții i-au lăsat în pace. Ce diferiți erau Aron și Hur de oamenii care voiseră să-l omoare pe Moise când nu mai aveau apă. Dumnezeu a vrut ca tot poporul să vadă cum Aron și Hur l-au ajutat pe Moise când se ivia o problemă. De asemenea, Dumnezeu dorea ca și să îl ajute pe Moise în loc să se plângă de el și să încerce să-l omoare. Vrea Dumnezeu să învățăm aceeași lecție? Haideți să vedem ce găsim scris în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Este ușor să începem să ne văicărim când ceilalți din jur fac la fel? Poți să-i ajuți pe părinții, pe frații și pe surorile tale când alegi să nu te vaieți? Moise era departe de familia lui de multe săptămâni. Crezi că îi era dor de Sefora, soția sa și de băieții lui? Acum stâlpul de nor îi conducea pe israeliți aproape de locul în care Moise trăise și lucrase ca păstor pentru Ietro. Va reuși Moise să-și vadă familia din nou? Ietro, socrul lui Moise, auzise de minunile pe care le făcuse Dumnezeu ca să-i elibereze pe israeliți din Egipt. Mai auzise și că ei călătoreau în apropiere de casa lui, așa că s-a hotărât să-i facă o vizită lui Moise. A luat-o cu el pe fica lui, pe Sefora, care era soția lui Moise, și pe cei doi băieți ai ei. Pe când se apropiau de tabăra israeliților, un mesager a alergat la Moise și a dat vestea bună că familia lui venea să-l vadă. Moise s-a grăbit bucuros să o întâlnească. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Odată ajunși în cortul lui, Moise i-a povestit familiei întâmplările despre modul în care Dumnezeu îi salvase pe israeliți de faraonul cel nelegiuit. A povestit despre drumul uscat pe care îl făcuse Dumnezeu prin mijlocul Mării Roșii și despre mana pe care el o trimitea în fiecare dimineață. A mai povestit că atunci când nu mai era apă de băut, Dumnezeu făcuse ca apa să țâșnească dintr-o stâncă. Apoi Ietro l-a lăudat pe Dumnezeu pentru că l-a ajutat pe poporul lui să iasă din Egipt. El și conducătorii lui Israel au adus jertfe și au mulțumit lui Dumnezeu pentru grija lui iubitoare. Iar plăcea lui Dumnezeu să ne audă că îi mulțumim mai des pentru bunătatea lui față de noi? O, sigur că i-ar plăcea! Israeliții aveau multe probleme și uneori se certau și se luptau unul cu celălalt. Din moment ce Moise era conducătorul lor, oamenii veneau la el ca să îi prezinte problemele lor. El îi asculta cu răbdare și apoi îi învăța despre legea lui Dumnezeu și cum să se iubească unul pe altul și să fie corecți. Moise muncea în felul acesta în fiecare zi de dimineața până seara. Ietro l-a urmărit toată ziua. Când s-a înserat, el a vorbit cu Moise despre munca lui. I-a spus că dacă va continua să mai lucreze în felul acesta, se va epuiza. Ietro i-a sugerat lui Moise să-și împartă atribuțiile cu alți bărbați care îl iubeau pe Dumnezeu. Moise a ascultat cu atenție și s-a hotărât să urmeze sfatul lui Ietro. A ales niște oameni înțelepți care să îl ajute. Ei ascultau toate neînțelegerile mărunte, iar Moise le asculta doar pe cele mari.
Acest lucru i-a oferit puțin repaus. El a fost înțelept să-l asculte cu smerenie pe socrul lui. Crezi că ar trebui să urmăm și noi exemplul lui și să ascultăm cu atenție atunci când primim un sfat bun? O modalitate bună prin care poți pune în practică acest lucru este să iei aminte și să asculți întotdeauna cu atenție când părinții tăi te roagă să faci ceva. De gândit. Permite Dumnezeu uneori ca să vină necazuri pentru a ne ajuta să ne încredem în El? Ne poate ajuta Dumnezeu să nu mai vociferăm și să nu ne mai văicărim? Cum putem obține ajutorul Lui? Cum putem fi umili ca Moise? Ar trebui să ne mâniem când alții se supără pe noi? Dacă Dumnezeu poate să scoată apă din stâncă, poate El să facă orice? Cum putem învăța să ne încredem în Dumnezeu? Ce poți face pentru a fi un ajutor ca Aaron și ca Hur? Este important să învățăm să îi ajutăm pe ceilalți. Ce putem face pentru a învăța să colaborăm cu cei din familia noastră? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă Tată din Cer, vreau să am încredere în Tine, că vei avea grijă de mine. Te rog, ajută-mă să nu mă plâng de nimic și să-i ajut pe părinți și pe prietenii mei. În numele lui Iisus, amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!